We have prayed for God's presence. Ne-am rugat pentru prezența lui Dumnezeu. We are assured by God that anytime we pray according to His will, He gives us what we ask for. Și suntem asigurați de Dumnezeu că de fiecare dată când ne rugăm, Dumnezeu ne dă ceea ce îi cerem. We live in a world of fear today. Trăim într-o lume a păcatului astăzi, a fricii. We live in a world where countries and people and families are under pressure. Trăim într-o lume în care țări și oameni și familii sunt sub presiune astăzi. Some are fearful of going hungry. Unii sunt speriați de faptul că vor ajunge să fie flămânzi. Some are fearful of death. Alții se tem de moarte. Some are fearful of poverty. Alții se tem de sărăcie. Sometimes when poverty reaches a family that has been wealthy, they commit suicide. Uneori când sărăcia lovește o familie care a fost bogată, ei comit suicide, comit sinucidere. Apparently money is their only comfort in life. Se pare că pentru ei banii au fost singura mângâiere în viață. And because of the love of money, și din cauza iubirii de bani, most of the sanctions on the world today are economic. Cele mai multe sancțiuni astăzi în lume sunt de natură economică. But I want to assure you, dar aș vrea să vă asigur that God's presence is with us always. Că prezența lui Dumnezeu este cu noi întotdeauna. Dacă îi aparținem cu adevărat lui Dumnezeu. Dacă i-am dat inima noastră lui Dumnezeu. I want to tell you a story. Aș vrea să vă povestesc. This story comes from Indonesia. Această istorie pe care o să o spun vine din Indonezia. Christian missionaries arrived in a small island north off the coast of Jakarta. Misionarii creștini au ajuns într-o insulă mică care era la nord de Jakarta. On that small island there were no Christians before. Pe acea insulă mică nu au fost creștini mai înainte. It was in the late 1800s. Era pe la sfârșitul anilor 1800. It was difficult for them because they were Christians and they were not allowed to build in the village. Era dificil pentru ei pentru că ei erau creștini și nu li se îngăduia să construiască nimic în sat. So they made them build and stay on the beach. Și pentru că nu puteau să fie primiți în sat, au fost forțați să construiască și so să locuiască pe plajă. Right, deci misionarii au construit casa lor mică direct pe plajă. And over the years of work, a few local villagers came to know God. Și după ani de misiune și de slujire, câțiva localnici au ajuns să îl cunoască pe Dumnezeu și să îl primească. But they were not allowed to go to the village. They had to stay on the beach. Dar ei au fost forțați să stea de asemenea pe plajă și nu li se îngăduia să meargă în sat. Se pregătea un dezastru și nimeni nu știa că acesta va veni. But in 1880, însă în 1880, off a few miles off the coast, there was a large volcano. Cu câteva mile în mare de pe coasta unde erau misionarii, s-a explodat un mare volcan, vulcanul Krakatoa. Era un munte frumos, un munte așa cum puteți veni foarte frumos, însă în inima acestui munte era un foc care mognea. God was about to demonstrate his power. Și Dumnezeu era gata să-și arate puterea. Într-o zi, în anul 1880, the fire began. Focul a început să ardă, să explodeze. Pământul a început să se cutremure. Focul a explodat din inima pământului. And eventually half of the mountain broke apart and fell into the ocean. Și până la urmă jumătate din acel munte s-a rupt și a căzut în mare. Now you can imagine what a tsunami, what a big wave that created. Și vă puteți imagina ce valuri, ce tsunami a creat acest fapt. Immediately the government warned all the villagers, flee up into the high part of the island.
Imediat, guvernul a anunțat pe toți din sate să fugă în părțile înalte ale munților de pe insulă. All of the villagers went to the top highest part of the mountain. Așa că toți sătenii au fugit în munți. When the missionaries tried to go, they said you stay on the beach. Și când misionarii au încercat să meargă la munte, li s-a spus: "Nu, voi stați pe plajă. Să vă protejeze Dumnezeul vostru acolo pe plajă unde aveți casa." Și împreună cu alți câțiva vizitatori care l-au primit pe Dumnezeu în viața lor, they stayed at their house and they prayed. Au stat la casele lor și s-au rugat. Lord, și au cerut: Doamne, Tu ești atotputernic. If you want to protect our lives, we need your protection. Dacă vrei să ne protejezi viața, avem nevoie de protecția Ta divină. And they watched as that wave nearly 10 meters high came toward them. Și au urmărit cum acel munte aproape de 10 metri se apropia spre ei. Nu, era un val care se apropia și au început să se roage: Doamne, valul vine spre noi pe țărm. Suntem morți dacă Tu nu ne protejezi. Și pe măsură ce se apropia de plajă, valul a devenit și mai înalt, mai mult de 15 metri înălțime. Și până la urmă a ajuns la plajă, acolo unde erau ei. Și știau că s-a terminat totul. Însă, dintr-o dată, valul s-a despărțit în două și a înconjurat casa. And it met on the back of the house and kept going up the mountain. Și s-a unit din nou dincolo de casa misionarilor și a continuat să urce în sus spre munte. It eventually reached up into the highest parts and then started coming back down. Și până la urmă a ajuns până spre înaltul punct de pe munte și a început să coboare înapoi și s-a despărțit din nou în jurul casei și s-a coborât înapoi în mare. On either side of the house was all the driftwood that in the trash that came back down. În jurul casei, pe dreapta și pe stânga casei misionarilor, era acum numai lemn pe care valul l-a adus de la munte. Piled up like a wall on either side of the house. Strâns ca un munte, ca un deal, ca un zid pe fiecare parte a casei. Și sătenii știau că misionarii creștini trebuie să fie morți. Așa că au început să coboare în jos de pe munte, așteptând să descopere că totul a dispărut. Dar ce surpriză au putut să aibă când i-au descoperit pe misionari cântând hymns of praise and thankfulness. Imnuri de laudă și de mulțumire lui Dumnezeu. Everything changed. Totul era schimbat. All of a sudden, the villagers said, "We want to know a God that's that powerful." Și dintr-o dată, toți sătenii au început să spună: "Vrem să-l cunoaștem pe Dumnezeul acela care este atât de puternic. Învață-ne despre Dumnezeul vostru." Și acest lucru vrea să-l facă Dumnezeu astăzi cu toți copiii Săi. Vrea să ne folosească ca exemple ale puterii Sale divine. El vrea să ne folosească ca exemple ale iubirii Sale. Însă, din păcate, mulți creștini luptă între ei. Și lumea se uită la copiii lui Dumnezeu, la creștini, și spune: "Oh, și ei sunt ca și noi." Iată, au ură, au dorință după bani, au aceeași rată a divorțurilor în biserică ca și afară. Deci, care este diferența? Aceasta este problema. Dumnezeu vrea să facă ceva deosebit, însă nu poate, decât dacă ne supunem Lui cu toată inima și găduim Duhului Sfânt să ne conducă. Moments of fear. Momente de groază.
Have you ever been afraid? V-a fost vreodată cu adevărat frică? Have you been in moments when you feared for your life? Ați fost în clipe în care v-ați temut pentru viața voastră? It could be fear of death. Poate fi frică de moarte sau de violență sau de pierdere. Loss of resources, loss of freedom. De pierderea resurselor sau de pierderea libertății. Maybe you've been treated unjustly. Poate că ați fost tratați nedrept. There are many prisoners here in the local prison here in Santa Cruz. Sunt mulți prizonieri aici în pușcăria din Santa Cruz. And in many countries. Și în multe alte țări. Some of them are innocent. Unii dintre ei sunt nevinovați, acuzați pe nedrept. They're watching today. Și ne urmăresc astăzi pe televiziune. And they're asking God, why is there injustice in the world? Și ei întreabă înaintea Domnului, Doamne, de ce este nedreptate în lume astăzi? Can you give me freedom again? Poți să-mi dai cumva libertate astăzi? Promises to his children. Dumnezeu a dat făgăduinți copiilor săi. But the world doesn't know what to do with fear. Însă oamenii nu știu ce să facă în momente de teamă. Lumea cade în momente de groază. Noi știm că trăim în ultima generație din instrucțiunile pe care Dumnezeu ni le-a trimis. We know there will be wars and rumors of wars. Știm că vor fi războaie și vești de războaie. Va fi violență. Immorality. Imoralitate. Homosexuality. Homosexualitate. There will be divorces and rape. Divorțuri și răpiri. Și there will be assaults and stealing and lying. Vor fi asalturi și furturi, minciuni. Fear and greed will be used by powerful people to control the others. Teama și pofta vor fi folosite de oameni cu putere pentru a controla pe ceilalți. Jesus told us in Luke 21:25-27. Iisus ne-a spus în Luca 21:25-27. There shall be signs in the sun and in the moon and in the stars. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. And upon the earth there will be distress of nations, perplexity, the seas and waves will be roaring. Și asupra neamurilor vor fi groază și urletul valurilor va fi. Men's hearts will be failing them for fear. Inima oamenilor le va, after looking at those things which are coming upon the earth, le va pieri de frică la vederea ceea ce va veni peste pământ. And the powers of heaven will be shaken. Și puterile cerului vor fi clătinate. And after this, it says, then they shall see the Son of Man coming in the clouds with power and great glory. Și apoi ni se spune că atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. It's not very good news. Nu este o veste prea bună. When Jesus is coming, că Iisus vine. And you are comfortable and hoping for a bright future. Dacă trăiești confortabil și speri să ai un viitor luminos. You have a comfortable home? Dacă ai o casă liniștită. You have a good job? Ai un serviciu bun. You have a happy family? Ai o familie fericită. What? Jesus is coming. I don't want to stop living. Everything is going well. Cum Iisus să vină? Nu vreau să încetez modul meu de viață, toate lucrurile merg bine. God has to interrupt the comfort of mankind. Deci Dumnezeu trebuie să întrerupă confortul umanității. Up to now, he has protected the planet. Până acum, el a protejat planeta. The angels are holding the winds of strife. Îngerii țin vânturile să nu bată. Even the terrible events and disasters are combined with mercy of God. Chiar și evenimentele tulburătoare sunt combinate cu har, cu milă de la Dumnezeu. A few years ago, acum câțiva ani în urmă, Bolivia, când eram deja aici în Bolivia, we heard that the sky was very dark there in our near our office. Am auzit in Tennessee, in the United States. Cerul era foarte întunecat acolo unde avem birourile în Statele Unite, în Tennessee.
It had very strange color. Avea culori foarte neașteptate. Pink, red. Roz, roșu. They said there's a tornado warning. Și ni s-a spus, s-a dat o alarmă de tornado. We started praying for our office and the people who were there. Am început să ne rugăm pentru cei de la birouri și pentru birourile noastre. Then the alarm started sounding. Apoi mi s-a spus că a început alarma. The hurricane is coming. I mean not that the tornado is coming. Tornado este gata să vină. Went down to the basement. Toți au fugit în la demisolul clădirii. A big tree fell right on our house and went right into my bedroom. Un pom uriaș a căzut direct peste casa unde locuiam și a distrus dormitorul. And in the other house, iar în cealaltă casă, they were cooking food. Oamenii își and they said, let's go down to the basement. Făceau de mâncare în bucătărie și au spus, hai să mergem and then a big tree fell right into the kitchen. În demisol. Și când s-au retras, a căzut un copac chiar deasupra bucătăriei unde găteau. That was only two trees. Și aceștia au fost doar doi pomi pe toată proprietatea. The home of one of our workers. Însă la casa unuia dintre lucrătorii noștri, just down the road a couple of kilometers, doar câțiva kilometri mai jos de la biroul nostru, au căzut 2000 de pomi. It looked like a lawnmower just came and took all the trees out. Arăta ca și cum un tăietor de iarbă a venit și a tuns toți pomii. My uncle, my mother's brother, unchiul meu, fratele mamei mele, he's a painter. Este vopsitor, face semne, afișe pentru companiile care îl angajează, însă este un om mai în vârstă. He heard the noise outside. A auzit zgomotul vântului afară. And he looked outside and he saw the hurricane. Și când s-a uitat pe geam, a văzut uraganul. Suddenly, dintr-o dată, the whole building left. Toată clădirea a fost luată de vânt, de uragan. And he was just left standing there on the cement path. Iar el a fost lăsat pe scaunul lui acolo pe fundația de ciment. God's hand protected him. Mâna lui Dumnezeu l-a protejat. We were so thankful. Am fost atât de mulțumitori lui Dumnezeu pentru protecția unchiului meu. Însă cea mai bună came from another neighbor. Istorisire vine din partea unui alt vecin care avea o casă cu etaj. And below the ground level, a basement. Și sub nivelul pământului era un demisol. The children's room was on the top floor. Iar copiii aveau camera lor, dormitorul, la etajul 2. So the mother quickly grabbed the children and went down to the basement. Deci mama a luat copiii și a fugit jos la demisol. Then she went upstairs to get the baby in a cradle. Apoi s-a dus în pătuțul bebelușului, la pătuțul bebelușului să ia pe copilul cel mai mic. But before she got to the top floor, însă înainte să ajungă din nou la etajul 2 unde dormea bebelușul, the whole top floor left the house. Tot etajul a fost luat de vânt, de furtună. And the baby too. Bebelușul împreună cu casa a fost luat. You can imagine how the mother felt. Vă puteți imagina cum s-a simțit acea mamă. Crying, she went down to the basement. A plecat plângând la ceilalți doi copii în demisol. Bebelușul a dispărut, a fost luat de vânt. With all the wood and all the roof. Cu lemnele și cu acoperișul care au fost luate. And with her children, she knelt down and she prayed. Și împreună cu ceilalți doi copii s-au pus pe genunchi și s-au rugat. Lord, we don't know what happened to baby. Doamne, nu știm ce s-a întâmplat cu bebelușul nostru. Please send an angel to take care of him. Te rugăm, trimite un înger să aibă grijă de el. That's all they could do. Acesta era singurul lucru pe care îl mai puteau face. After the storm passed, they didn't last long. După ce furtuna a trecut, care nu a durat prea mult, 5 minutes, în jur de 5 minute a fost totul, and the storm moved on. Și furtuna a trecut mai departe, they went outside. Au ieșit afară din casă. What would happen to baby? Ce s-a întâmplat cu bebelușul nostru, se întrebau. They heard crying. Și au auzit plânset de bebeluș. And they looked around. Și când s-au uitat în jur, many trees were fallen over. Au descoperit că foarte mulți copaci erau răsturnați, doborâți, dar unul singur stătea încă în picioare. And it had three branches like this. Și avea trei crengi îngemânate în acest fel. And they went looking around. Și când s-au uitat cu atenție, and the baby was lying in between all three. Bebelușul era așezat cu grijă între cele trei crengi.
Not a scratch. Nici măcar nu avea o zgârietură. An angel must have held that baby and laid it down carefully. Un înger trebuie că a luat acel bebeluș și l-a așezat cu grijă în locul acela. In moments of fear. În momente de groază. What a blessing it is to have holy angels standing beside. Ce binecuvântare este să știi că îngeri sfinți stau împrejurul tău. Satan's government is very different. Guvernământul satanei este cu totul diferit. Thursday night we learned. Joi seara am ascultat that Satan's primary method of ruling. Că metoda principală de conducere a satanei este decepția, minciunile. He works through organized religion combined with secular power. El lucrează prin religia organizată care este adăugată puterii guvernamentale. Satan's government is not interested in truth. Și știm că guvernul satanei nu este niciodată interesat de adevăr. Jesus told us. Pentru că Domnul Iisus ne-a spus. He said, "Ye shall know the truth, and the truth will set you free." Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Satan is not interested in truth. Satan nu este interesat de adevăr. Because it will set people free. Pentru că adevărul eliberează pe oameni. 100 years ago. Acum 100 de ani. When the truth came to Bolivia. Când adevărul a ajuns în Bolivia. When the truth came to Peru. Când adevărul a venit în Peru. When it came to Argentina and Chile. Argentina și în Chile. When it came to Brazil, când a ajuns în Brazilia. There was much opposition. Era foarte multă opoziție. In educating the native people. În ce privește educarea oamenilor nativi din aceste țări. I was just up in the mountains of the Andes the other day. Acum câteva zile am fost în munții Andes aici în Bolivia. I was at the celebration of the 100th anniversary of the first Adventist school in Bolivia. Și am participat la aniversarea a 100 de ani de la fondarea primei școli în Bolivia. And some of the old-timers were there. Și cei în vârstă erau acolo care au participat atunci. 90 years old. Oameni de 90 de ani. 85 years old. 85 de ani în vârstă. They remembered those days. Își aminteau de acele zile de început. They said everybody was against us getting an education. Și povesteau acum, toată lumea era împotriva noastră ca să nu putem fi educați. We wanted to learn how to read. Vrem doar să învățăm și noi, să scriem și să citim. The church was against it. Biserica era împotrivă la așa ceva. The rich people were against it. Oamenii bogați se împotriveau la acest plan. The government was against it. Guvernul nu era de acord. Because if Indians learn how to read, then they have authority and power. Pentru că dacă indienii învață să scrie și să citească, atunci au autoritate, atunci au putere. Learning, education and truth set people free. Învățarea, educația, adevărul eliberează pe oameni. Satan has always been against true education. Satan a fost întotdeauna împotriva adevăratei educații. Satan has always been against truth. Satan a fost întotdeauna împotriva adevărului. And he uses different tools. Și folosește diferite metode. If you have a price, if you can be bought. Dacă ai, de exemplu, un preț, dacă poți fi cumpărat cu ceva. If you are greedy. Dacă ești, îți poftești lucrurile lumii, el îți va găsi prețul, va ști cu ce poți fi cumpărat și many te va cumpăra. People today got their money through greed. Mulți dintre oamenii bogați din ziua de astăzi au câștigat ceea ce au prin violarea conștiinței lor pentru ca să poată câștiga ceea ce au. If you don't have a price, dacă nu ai preț, if you cannot be bought dacă or nu poți fi deci cumpărat sau vândut, then he will use force and threats. Atunci Satana va folosi forța și amenințarea, which will cause fear. Ceea ce va cauza frică. Maybe fear of not being able to buy or sell. Poate că frica de a nu putea cumpăra sau vinde. Fear of hunger. Frica de foame. Fear of confiscation of your earthly goods. Frica cu privire la bunurile care îți vor putea fi confiscate. Maybe fear that you can't go into a bank. Poate că teama că nu vei putea ajunge la bancă. Maybe you can't go to a restaurant. Poate că nu vei mai putea intra în restaurant. Maybe you can't do any business dealings or government paperwork. Poate că nu ți se va mai da voie să faci documente guvernamentale sau alte maybe acte you will legale. Be banned from travel. Poate că ți se va interzice să călătorești. And if that doesn't work,
Și dacă așa the fear of imprisonment nu reușește, atunci teama că vei fi în pușcărie sau teama cu privire la moarte. Cei mai mulți oameni se opresc aici. A few people are willing to risk difficulties. Puțini oameni sunt cei care sunt dispuși să riște dificultățile. Însă moartea, pușcăria, foarte, foarte puțini sunt cei care sunt dispuși să riște moartea și pușcăria. Dacă trăiești într-o țară care persecută religiile minoritare, only true believers remain faithful. Doar adevărații credincioși rămân la principii. Sometimes we're fearful of perceived threats. Uneori ne este frică de pericole percepute, de pericole închipuite. Here in Bolivia we have enjoyed many freedoms. Aici în Bolivia ne-am bucurat de multe libertăți. For a while we were threatened with loss of liberties. Pentru un timp ne-a fost amenințați cu pierderea libertății. But Bolivia stood up and said no. Însă Bolivia s-a ridicat și a strigat nu. And the laws were removed. Și legile acelea au fost îndepărtate. I thank the Lord for those liberties. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acea libertate. Liberty in the world is disappearing. Libertățile încep să dispară în jurul lumii. And it will disappear. Și vor dispărea cu totul. Under the control of organized religion. Sub controlul religiei organizate. Freedom. Libertatea. Is costly. Este scump plătită. Blood. Ea cere. And it cost them their life. Din mâna oamenilor suferință și îi costă viața de multe ori. În jurul lumii, libertățile încep să dispară. Unii oameni care au libertate au impresia că pot să facă orice vor. Nu, libertatea nu înseamnă că poți să faci tot ceea ce vrei. You are free as long as you can respect other people. Ești liber doar atât timp cât ești în stare să respecti pe alți oameni. In English we say your liberty ends where my nose begins. În engleză avem obiceiul să spunem libertatea ta se termină acolo unde începe nasul meu. This way to you is your part, but from here this way it's mine. De la nasul meu până la tine este partea ta, este libertatea ta, însă de la nasul meu și mai în spate este partea mea. The indigenous president in Mexico, președintele indigenilor în Mexico, Benito Juarez, he said, a spus, respect for others' property is peace. Respectul cu privire la proprietatea altuia înseamnă pace. That's true. Și acest lucru este foarte adevărat. God's government is a government of liberty. Guvernul lui Dumnezeu este un guvern al libertății. But that liberty involves respect for others. Însă această libertate implică respect pentru ceilalți. Dumnezeu îți respectă libertatea de alegere. Dumnezeu te iubește. El a murit pentru a te salva. El îți oferă libertate și viață veșnică. Dar El îți respectă libertatea. Dacă alegi să spui nu lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te va forța. El doar va face o invitație spre tine. Dar guvernul Satanei folosește forța. Guvernul Satanei nu respectă libertatea nimănui și nici nu dă libertate cuiva. Guvernul lui Dumnezeu este un guvern al dragostei, însă iubirea several ways to express are mai multe metode de a se exprima. For example, love involves discipline. De exemplu, iubirea implică disciplină. Urmăriți ceea ce ne este spus în Apocalipsa 3:19. I rebuke and chasten. Pe toți cei pe care îi iubesc, eu îi mustru și îi pedepsesc. De aceea, fii zelos și pocăiește-te.
Love involves discipline. Iubirea implică disciplină. In this world, people love animals that are disciplined and trained. Și în lumea noastră, oamenii iubesc animalele care sunt foarte bine disciplinate și educate. Suntem admiratorii animalelor care ascultă și sunt dispuși să facă tot ceea ce li se spune. Multe animale pot să facă ceea ce li se spune și pot fi educați și dresați. Când eram în Brazil, era un cățeluș mic și în Brazilia continua să intre în casă și urma să fie din nou scos de către gaz de afară. Și iar era scos și iar intra și iar era scos și apoi venea înapoi. Din nou și din nou în fiecare zi. Așa că am luat un băț în mână și vreau să, și le-am spus, vreți să vedeți cât de repede poate învăța un cățeluș? Când a venit data viitoare înăuntru, wham! I put him outside. L-am scos afară, l-am pleznit și l-am scos afară. Bam, I gave him a little. Când a intrat din nou, bam. I was there a whole week. I-am dat din nou o lovitură și cât am fost acolo o săptămână întreagă, n-am mai intrat niciodată în casă. Animalele învață foarte repede pe calea disciplinei. O mică doză de suferință asociată cu neascultarea lor. Every time I disobey, there's pain. De fiecare dată când nu ascult, este o cantitate de suferință, de durere. Știți că, de asemenea, copii disciplinați și educați bine sunt foarte admirați de ceilalți. Toată lumea urăște o manifestare de temperament necontrolat la copii. You don't like to see that in public? Nu îți place să vezi așa ceva în public. Copiii se aruncă pe jos și își dau drumul temperamentului și părinții sunt blocați, nu știu ce să facă. Hai, Ionel, pot să-ți dau o jucărie? Aceasta îți spune lumea să faci. Să distrezi copilul. Să-i distragi. Să-i ocupi. Nu, ceea ce au nevoie este cureaua. Un băț. Children are smarter than puppies. Oh, copiii sunt mult mai înțelepți decât căței. Every time they disobey, de fiecare dată când nu ascultă, ar trebui să fie puțină suferință, durere asociată cu neascultarea. Acesta nu este abuz, aceasta este disciplină. Ce credeți că fac în armată? A well-disciplined army. O armată bine organizată și disciplinată. They do it by saying, Johnny, let me give you a toy. Is that how you create good armies? Pe calea aceasta creează ei o armată disciplinată. Ionel, hai să-ți dau o jucărie. No. Nu. There is discipline in the army. Este mare disciplină în armată. The same thing applies to families. Același lucru se aplică familiilor. But they tell you in the schools, the teachers cannot discipline children anymore. Însă, mi se spune în școli, profesorii nu au voie să mai disciplineze copiii. If you want a leader, dacă vrei să scoți un self-discipline. Conducător, un lider, ai nevoie de disciplină de sine. Atleții olimpici au nevoie de disciplină de sine. Muzicienii au nevoie de disciplină. Cei pe care ți-ai ascultat astăzi au nevoie de disciplină de sine. Practică în fiecare zi. Dacă înveți copilul disciplină de sine, vor excela în viață. They will be leaders. Vor ajunge conducători. So discipline your children. Deci disciplinează-ți copilul. Don't let the society tell you. Nu lăsa societatea să-ți spună make your child into a leader. Ce ai de făcut, ci transformă-l pe copilul tău într-un conducător. That's what God does with his children. Acesta este lucrul pe care Dumnezeu îl face cu copiii săi. Într-un guvernament al iubirii este implicată disciplina. Pe această cale, Dumnezeu poate crea o familie care este bine ordonată și disciplinată. Cum ar fi într-o lume fără dreptate? Astăzi este greu să găsești neprihănire, dreptate. Mulți judecători lucrează doar pentru bani. În jurul lumii, avocați primesc bani, însă
îți iau banii și totuși nu se luptă pentru dreptatea ta. Guvernul satanei este un guvern fără dreptate, unde dreptatea se cumpără doar pe bani. Și acolo săracii întotdeauna pierd. Iar guvernul lui Dumnezeu este un guvern al dreptății. V-ar place să trăiți într-o lume în care nu există dreptate? V-ar place? This is the world we live in, though. Aceasta este lumea în care trăim, totuși. Satan's world. Lumea Satanei. Where he controls the judicial system. În care Satana controlează sistemul judiciar. Where the innocent are put in prison. În care cei inocenți sunt aruncați în pușcărie. Run free. Și nevinovații și cei vinovați aleargă pe străzi. That is going to put an end very soon to injustice. Dumnezeu este gata să pună un capăt nedreptății foarte curând. So which side are you on? Deci, de care parte vă aflați? Satan's side? De partea Satanei? Or God's side? Sau de partea lui Dumnezeu? If you choose Satan's side, dacă folosești sau alegi partea lui Dumnezeu, ajungi la nedreptate, lies, deception, folosești where people can be minciună bought and sold, și decepție, înșelăciorie, slavery, robie, control, lack of liberty, lipsă a libertății. That's Satan's government. Acesta este guvernul Satanei. God's government is guvernul lui Dumnezeu este iubire, disciplină și dreptate. Fear. Teamă. I was 25 years old. Aveam 25 de ani. I was working in southern Mexico și lucram în Chiapas, în sudul Mexicului, ca misionar. I was hijacked. Mi s-a pus o armă în spatele capului și am fost forțat să zbor pe o pistă abandonată. Avionul mi-a fost luat. Pasagerul meu și cu mine am fost împreună arestați fiecare și am fost aruncați în pușcărie cu acuzații false. 15 crime ni s-au pus în seamă, pe care niciodată nu le făcusem. Arăta ca și cum vom fi în pușcărie pentru următorii 13 ani. Frica mi-a cuprins inima și mi-a capturat-o. 13 ani să stau în pușcărie pentru că am făcut lucrare medicală. Atâția ani când eu nu făceam altceva decât să lucrez pentru Dumnezeu, cu dentiști, cu medici, o școală pentru asistenți medicali, o școală secundară pentru copii, ajutând pe oameni și să primesc 13 ani de pușcărie doar pentru asta? Doamne, de ce sunt aici? Niciun răspuns. Please, Lord, get me out of here. Doamne, te rog, scoate-mă de aici. No answer. Niciun răspuns. Lord, please tell me what I'm supposed to do. Doamne, te rog, spune-mi ce am de făcut. Then I got an answer. Ei, atunci am primit un răspuns. Offer your services as a nurse to the prison director. Oferă-ți serviciile ca asistent medical la directorul pușcăriei. Și deci am mers la directorul pușcăriei și le-am spus, sunt asistent medical cu acte în regulă. Aș dori să-mi ofer serviciile pușcăriei dacă este ceva ce pot să fac pentru dumneavoastră. Excelent! Nu avem niciun medic în pușcărie. Tu o să fii de astăzi medicul pușcăriei. Nu sunt medic. Sunt doar asistent medical. That's okay, doctor. You're going to be our doctor. Oh, este foarte bine, doctore. De astăzi ești medicul nostru. Este tot ceea ce avem aici. He gave me an office. Mi-a dat un birou. And he told me to take care of 50 patients a day. Și mi-a spus să am grijă de 50 de pacienți în fiecare zi. All I had was a table and a chair. Tot ceea ce mi s-a dat era o masă și un scaun. A stethoscope, un stetoscop ca să le ascult plămânii. And that was it. Și cu asta, oh, and a big book to write their complaints și o mare carte în care puteam, un caiet în care puteam să scriu toate nemulțumirile și ceea ce îi durea pe pacienții din pușcărie.
scrie. And he told me what his problem was. Primul pacient a venit și mi-a spus ce-l doare, mi-am scris numele, vârsta și ceea ce a spus că îl doare. And then it was time for the treatment. Și apoi a venit timpul să-l tratez. No medicine. N-aveam niciun fel de medicamente. No supplies. Niciun fel de rezerve. What do I tell this patient? Ce să spun, Doamne, acestui pacient? Oh, yes. Oh, da. 8 natural remedies. 8 remedii naturale. You need to exercise. Trebuie, I-am spus, să faci mai mult exercițiu. You need to breathe fresh air. I-am spus, trebuie să respiri aer curat. You need to eat better. Trebuie să mănânci mai bine. You need more faith in God. Trebuie mai multă credință în Dumnezeu. Haideți să mă rog cu tine. He said, thank you, doctor. Și el mi-a spus, oh, îți mulțumesc, doctore. Și a plecat. The next patient. Următorul pacient. I wrote everything down. Am scris totul pe în caiet. Diferite probleme decât primul. Îți mulțumesc. All 50 of them got the same treatment. Toți pacienții, toți 50 au primit același tratament. În fiecare zi. Același lucru. They felt better because I prayed with them. S-au simțit mai bine pentru că mă rugam cu ei. And God gave his și Dumnezeu and he started to help them. Le-a dat pacea, mi-a dat pacea lui și am început să-i pot ajuta. Și într-o zi am primit un pacient cu apendicită. They needed surgery. Avea nevoie de operație. High temperature. Avea nevoie de... They had very tender avea abdominal pain. Temperatură și avea durere localizată în abdomen, foarte clară. I went to the prison director and I said, I can pray for them, but they need surgery. Pușcăriei și am spus, pot să mă rog cu ei, dar ei au nevoie de, acest om are nevoie de operație, de chirurgie. El a spus, nu avem niciun medic, niciun chirurg aici. The doctors do not work for free. Doctorii nu lucrează gratis în Mexic. And the patients și don't have any money. Pacienții oricum nu au niciun fel de bani. And then I remember. Și atunci mi-am adus aminte. I'm the hospital administrator. Oh, eu sunt administratorul unui spital în Mexic. Our hospital has surgeons. Spitalul nostru adventist are chirurgi. They can come and do the surgery. Ei pot să vină și să facă operația. I told the director, we have surgeons. Și i-am spus șefului pușcăriei, noi avem chirurgi, dacă suni la spitalul nostru, la acest număr, ei vor veni. Și el a spus, tu sună, iată telefonul meu aici. That was the first phone call I had been allowed. Acesta a fost primul telefon pe care l-am putut da de când am fost arestat, de când am fost răpit. Soția mea credea că eram deja mort. Și când am telefonat, ce minune, am putut să vorbesc direct cu soția mea. Iar medicul, șeful medicilor din Spitalul Adventist a venit imediat și a făcut operația în pușcărie. Și după ce a terminat operația, viața oamenilor a putut fi salvată. Eram nemulțumit înainte Domnului, pentru că așteptam ca Domnul să mă elibereze imediat. Însă Dumnezeu m-a pus la lucru în loc să mă elibereze din pușcărie. Doamne, nu acest lucru l-am cerut de la tine. The prison director called me 10 days later. Însă cu 10 zile mai târziu, șeful pușcăriei penitenciarului m-a chemat și mi-a spus: "Vino la mine în birou. Ia-ți lucrurile din celula de pușcărie." Și am întrebat: "De ce?" "Nu, ți-am ordonat să-ți iei lucrurile, vino încoace." "Semnează aici în cartea aceasta, te rog." "What am I signing?" "Dar pentru ce să semnez?" "Just sign." "Semnează cum ți-am spus." "So I signed." Și am semnat. He said, "I've been watching you." Și el mi-a spus, "Te-am urmărit?" "I know who the criminals are and I know who are those who are innocent." "Eu știu," a spus el, "cine sunt criminalii și cine sunt cei nevinovați." "You're not a criminal." "Tu nu ești un criminal." "You don't even know any criminal." "Măcar nici măcar nu știi. N-ai relații cu criminali." "I've been watching you and you walk right by everybody. You don't even know who's a criminal." "Tu nici nu știi cine sunt criminali aici și cine nu sunt în pușcăria aceasta." "Treci pe lângă criminal fără să știi cine sunt. Ești dispus să ai grijă de oameni. Ai adus chirurgi, ai adus hrană și haine pentru cei săraci în pușcărie." Și eu personal am mers la cei care reprezintă acuzațiile și i-am forțat să recunoască și ai semnat în carte
You can leave and go home. Și poți să mergi acasă, ești liber. I didn't know I was going home. Nu puteam să-mi imaginez că pot să plec acasă. Nu știam că Dumnezeu a avut un plan cu mine. Dar am fost ascultător până atunci. Dacă l-asculți pe Dumnezeu, sunt binecuvântări legate direct de ascultare. În Peru am fost asaltat de două ganguri. Înconjurat de 10 membri ai unui gang. Și îngerii au apărut în jurul meu și i-au înghețat pe acești membri ai unei bande în oraș. Și pe mine m-a scos dintre ei. În Guyana am fost asaltat și am fost bătut cu bâte. Capul mi s-a umflat de toate loviturile cu bățul. Și totuși Dumnezeu mi-a salvat viața. Și i-a salvat viața și fetei mele care era cu mine. Poți să te încrezi pe deplin în Dumnezeu. Lumea este plină de groază. Însă nu mi-amintesc frica atunci când am fost asaltat. Mi-amintesc doar de prezența lui Dumnezeu. Și în fiecare problemă simțeam că îngerii sunt în jurul meu. If you want to read that story, if you want to be encouraged by that testimony. Dacă vreți să citiți această istorie, dacă vreți să fiți încurajați de această mărturie. You can read it on this puteți website. Să citiți cartea vieții mele pe you acest website. Puteți descărca it's această English, carte. Spanish and Bulgarian. Este în engleză, în spaniolă și în bulgară. It's in Czech, Dutch and French. E tradusă în cehă, în olandeză și în franceză. German, în germană, în maghiară, în indoneziană, Italian, Japanese, în italiană, în japoneză și în coreană, în portugheză, Romanian, română și rusă. Download the book. Be encouraged. Descărcați cartea pentru că Dumnezeu este credincios. Fiți încurajați. Într-o lume a groazei, Dumnezeu ne dă făgăduințe. Psalms 46. Psalmul 25. 46. Scuzați-mă. Dumnezeu este refugiul și puterea noastră. Și de aceea nu ne vom teme. Chiar dacă pământul va dispărea și munții vor fi duși în inima mărilor. Psalmul 91. Thou shalt not be afraid of the terror by night nor the arrow that flieth by day. Nu vei fi îngrozit de teroarea care zboară ziua, nici de săgeata care zboară. Nici de bolile care umblă în întuneric, nici de distrugerea care apare în mijlocul zilei. 1000 se cadă la dreapta ta și 10.000 la stânga, la dreapta ta. Numai cu ochii vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că pe Dumnezeu l-ai făcut refugiul tău și chiar pe cel prea înalt locuința ta. Versetul 11. Pentru că El va da îngerilor să-i poruncă să te păzească și să îți urmărească pașii în toate căile tale. Eu sunt un martor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu sunt în stare să ucidă sufletul, ci mai degrabă temeți-vă de cel care pot să distrugă sufletul și trupul în ghienă. Be of good cheer. It is I. Be not afraid, Jesus said. Fiți fericiți, sunt eu. Nu vă temeți, ne spune Domnul Iisus. Let your conversation be without covetousness. Faceți ca cuvintele voastre să fie fără poftă. Be content with such things as you have. Fiți mulțumiți cu ceea ce aveți. For he has said, I will never leave you. Pentru că El a spus, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Evrei 13:5. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Not as the world giveth I unto you. Nu vă dau cum vă dă lumea.
Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Să nu vă fie tulburate inimile și nici să nu fiți umpluți de frică. The final battle is upon us. Ultima mare bătălie este chiar înaintea noastră. What side are you going to be on? De ce parte vei fi tu? The best leaders. Cei mai buni conducători in the world. În lume. Are not those that stand in the back. Nu sunt cei care se ascund în spate. And give orders to the soldiers. Go forward. Și care doar dau comenzi soldaților lor, mergeți înainte. Cei mai buni conducători în lume sunt cei ce stau în față, intră în bătălie și spun, veniți și urmați-mă. Sunteți dispuși să urmați un astfel de conducător? Iisus a mers înaintea noastră și merge înaintea noastră chiar astăzi. Generalul nostru divin conduce viața noastră și ne cheamă pe tine și mă cheamă pe mine să îl urmăm. Ești dispus? L-ai urmat vreodată? Ți-a dat viața lui Iisus Hristos? Te invit chiar astăzi. Ai învățat disciplina? Ca un soldat bine educat? Ai citit Biblia și ai citit scrierile sfinte, învățând să asculți? Ai ulei de rezervă în candela ta? Îi permiți lui Dumnezeu să-ți curățească viața de tot ce este lumesc și de păcat? I-ai îngăduit Duhului Sfânt să smulgă din inima ta iubirea de lume? De aceea, Dumnezeu îngăduie lumii să intre în momente dificile astăzi, pentru că vrea să trezească lumea. Nu va mai fi o lume confortabilă în viitor. Va fi o lume tot mai dificilă. Și Dumnezeu vrea ca să se trezească oamenii și să se poată încrede în El. Să puneți viața în mâna lui Dumnezeu, îngăduiește-i să-ți curățească inima. El te va conduce până la capăt prin toată această bătălie. Lumea se pregătește de război. Sub religia, sub mâna religiei organizate, combinată cu politica, sub controlul Romei, toate națiunile lumii vor fi organizate pentru ultima mare bătălie împotriva Mielului, împotriva lui Dumnezeu. Vor folosi frica, înșelăciunea, nedreptatea, forța și vor conduce lumea la moarte veșnică. Astăzi este ziua mântuirii. Ușa este deschisă. Dacă vei accepta astăzi, dar amintește-ți, decizia ta trebuie să fie bazată pe ascultare. Numai cei care sunt loiali și ascultători și acceptă autoritatea legii lui Dumnezeu, numai aceia sunt adevărați creștini. Calitatea ta de membru nu te va mântui. Loialitatea și ascultarea față de Miel, acestea salvează, nu faptele tale, ci credința ta. De aceea programul nostru este numit Bătăliile Credinței. Aș putea să îți văd mâna ridicată dacă decizi astăzi să-L urmezi pe El oriunde merge, oriunde ai fi pe pământ. Dacă ridici mâna, Dumnezeu va scrie numele tău în cartea sa. Fie ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze decizia astăzi. Vă mulțumesc pentru participare. Era un viernes diferente en Jerusalén.
tale, fuertes gritos de condena. Ese día se oían por doquier, desde lejos contemplaba una turba que marchaba sin razón, que marchaba sin razón hacia el Gólgota llevando a mi Señor. Es posible, mi Señor, que yo pueda ver de lejos tanto amor. Si tu sangre carmesí sé que diste en el Gólgota por mí, haz que pueda mi Jesús soportar el gran oprobio de la cruz. Quiero ofrendarte hoy mi corazón, por amor de ti acéptalo, Señor. Que bajo un sol ardiente levantaban el madero sin piedad. Los soldados se burlaban al decirle: si eres Dios, desciende ya. Como lejos observaba, como nadie se acercaba a socorrer, fue así que yo también me sentí culpable al verlo padecer. Es posible, mi Jesús, que contemple aún de lejos tanto amor, si tu sangre carmesí diste en el Gólgota por mí, haz que pueda mi Jesús soportar el gran oprobio de la cruz. Quiero ofrendarte hoy mi corazón, por amor de ti acéptalo, Señor. Por amor de ti, acéptalo, Señor. Let us thank our Heavenly Father. Haideți să îi mulțumim Tatălui nostru ceresc. Vă invit să ne rugăm. Our loving Heavenly Father, Tatăl nostru care ești în ceruri, iubitorul nostru Părinte, Tu ai creat toate limbile pământului și culturile lor. Tu ești un creator al diversității. Bărbat și femeie i-ai creat, Doamne Iisuse. Și împreună, într-o familie, ai creat dintr-o familie toate populațiile lumii. In heaven we're going to enjoy the music of every culture. În ceruri vom gusta muzica tuturor țărilor, ale fiecărei limbi. Look forward with anxiety and longing. Ne bucurăm să privim înainte cu dorință și mulțumire în suflet. Și am vrea să fim gata pentru acest lucru, pentru că Isus va veni foarte curând. Însă, înainte de a veni Domnul, va veni lupta cea mare finală. Ne dăm inimile ție astăzi și te rugăm să le iei. Ne dăm voința noastră ție, puterea de alegere și te rugăm să o modelezi și formează-o asemenea voinței tale. Fă-ne caracterul asemenea caracterului tău. Ia-ne tot păcatul. Ia-ne tot ce este lumesc în noi și iubirea noastră de lume, ca să putem fi curățați de ele
și fă-ne asemenea ție, pentru ca odată foarte curând, când te vom vedea venind pe norii cerului, să putem spune, acesta este Dumnezeul nostru. L-am așteptat și El ne va mântui. Ajută-ne să nu fim înșelați. Ajută-ne să fim loiali, să fim credincioși. Fă-ne ascultători și foarte curând pune sigiliul Fiului Dumnezeu pe frunțile noastre. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin.